Pot spune că încă din facultate mi-am dorit să lucrez cu copii, însă la momentul acela nu exista această posibilitate să poți lucra exclusiv cu copii. Chiar mi-amintesc de colegii mei când au auzit că îmi doresc lucrul acesta, au început să râdă și au spus: wow, ești nebună, cum să faci lucrul acesta? Cred că realizau, conștientizau cât de greu este să lucrezi copiii și dacă nu-ți plac copiii, într-adevăr pot spune că este foarte greu să lucrezi. În anul 2008 a apărut competența de stomatologie pediatrică, un stagiu de pregătire al medicilor pentru stomatologie pediatrică, pe care l-am urmat și am obținut acel atestat. Iar în anul 2008, Oana Taban a avut această idee minunată de a deschide prima clinică de stomatologie pediatrică. La început a fost destul de greu, pot spune. Nu aveam aici în țară modele după care să ne ghidăm. Toate protocoalele noastre sunt luate din Europa sau chiar din America. Deci ne-am ghidat după tot ce este afară. Sunt multiple motive pentru care părinții nu aduc din timp copiii la stomatolog, însă cred că toate aceste motive au la bază un singur lucru, lipsa de informare. De aici și apariția prejudecăților. De ce să ducem copilul la stomatolog? De ce trebuie să tratăm dinții de lapte? Pentru că oricum se vor schimba. Iar din toate lucrurile acestea nu va avea de suferit decât copilul. Infecția, distrucția dintelui, poate duce până la pierderea lui de pe arcadă și de aici apar o întreagă serie de probleme. Pierderea dintelui precoce duce la închiderea spațiului de erupție pentru dintele permanent sau poate grăbi erupția dintelui permanent, care este incomplet mineralizat și îl expunem riscului de a se caria. Imposibilitatea alimentației corecte, dacă nu avem dinți în guriță, evident că nu vom putea mesteca alimentele corespunzător și nu ne vom putea hrăni corespunzător, nu ne vom dezvolta, da? Așa cum ar trebui, un lucru foarte important în perioada copilăriei. Sigilarea dentară este o formă de prevenție a cariei dentare. Se recomandă a fi făcută în rândul copiilor, atât la nivelul dinților de lapte, dar și la nivelul dinților permanenți. Reduce cu până la 80% incidența cariei dentare, însă este important să se știe că nu exclude apariția unei alte carii pe aceeași măseluță sigilată. Se aplică un lac numit sigiliu, care previne retenția de placă bacteriană să staționeze pe suprafața măseluței. Prevenția este cea mai bună formă de tratament. Copiii noștri sunt foarte importanți și copiii sănătoși de azi ne vor asigura o societate pe viitor sănătoasă, deci vor fi adulții din viitor sănătoși. Dinții sunt foarte importanți pentru noi, da? Fie că sunt dinți de lapte, fie că sunt dinți permanenți, sunt o componentă importantă a organismului nostru de care trebuie să avem mare grijă, așa cum avem grijă și de celelalte părți ale corpului.